Sezonul 2008-2009 era unul cu destule surprize. Printre primele 5 locuri din campionatul României se strecura un singur club din București, Dinamo, echipă ce se poziționa pe locul 3. Pe poziția secundă terminau cei de la Poli Timișoara, iar campioana României devenea Unirea Urziceni. Anume despre această echipă vom discuta astăzi. Când Unirea Urziceni devenea campioana României, această echipă era antrenată de către Dan Petrescu, cel care a stat la cârma Unirii din anul 2006 până în 2009. După ce a cucerit titlul de campion, Petrescu a plecat în Rusia, alăturându-se echipei cu bani Krasnodar. Pe atunci, Gedrius Arlauskis apăra buturile Unirii. În prezent, portarul din Lituania evoluează pentru CFR Cluj. Iar ceilalți doi portari erau Daniel Tudor, în prezent antrenor de portari, tot această funcție o deține și Cătălin Grigore, cei doi chiar au lucrat împreună la Dinamo București. În linia de apărare prindea vremuri bune George Galamas, care era și convocat în echipa națională. În anul 2014, în componența echipei Anartosis Famagusta, Galamas își încheie cariera sportivă. Laszlo Balint a jucat timp de 2 ani pentru Unirea Urziceni. În prezent este antrenorul echipei Sportul Snagov. Bruno Fernandes s-a alăturat urzicenului în anul 2008 și a reprezentat această echipă până în 2010. Cu 3 ani în urmă, fundașul din Guinea-Bissau și-a încheiat cariera. Valeriu Bordeanu era un jucător de importanță incontestabilă în echipa din sezonul 2008-2009. După ce a devenit campionul României, a mai jucat încă 5 ani. Ersin Mehmedovici, un fundaș care a petrecut 6 ani în România, 3 dintre care în orașul Urziceni. La 33 de ani, sârbul și-a încheiat cariera sportivă. Epaminon Danicu a evoluat timp de 8 ani pentru Unirea, fiind recompensat pentru devotament cu titlul de campion. Cel mai recent, fundașul a reprezentat echipa Venus Independența în Liga a 5-a. Unirea Urziceni cu siguranță nu avea să devină campioana României dacă nu dispunea de o astfel de linie mijlocie. Bogdan Mara era un adevărat lider, un fotbalist cu experiență bogată. Din anul 2012, Mara nu a mai apărut într-un context sportiv, nici ca jucător, nici ca antrenor. Iulian Apostol se afla pe atunci la frumoasa vârstă de 28 de ani. Mijlocașul evolua pe atât de grozav încât urma să joace și 7 meciuri în naționala României. Însă, din păcate, la doar 32 de ani, Apostol s-a retras din fotbal. Tot 7 meciuri a jucat pentru selecționata României și Tibi Bălan. Ultimele sale meciuri le-a disputat pentru Farul Constanța în anul 2015. Pablo Brandan a jucat și pentru naționala de tineret a Argentinei, după care în anul 2007 se transferă la Unirea Urziceni, unde urma să evolueze timp de 3 ani. În astă vară, la vârsta de 35 de ani, mijlocașul s-a retras plenar. Sorin Frunză, și el unul dintre jucătorii cheie, a părăsit Unirea în anul 2010, după ce mai trecea pe la Rapid și pe la Oțelul, până când în anul 2012 semna cu Dacia Unirea Brăila, echipă pentru care a jucat până în acest an. Australianul Jacob Burns și-a adus și el aportul în sezonul de glorie a Unirii, iar 2013-2014 în componența echipe Perth Glory a fost ultimul sezon din cariera mijlocașului. Răzvan Pădurețu a fost unul dintre ultimii jucători care a plecat de la Urziceni. Pădurețu și-a alonjat cariera până în 2017, când la vârsta de 36 de ani urma să se retragă. Ultima sa echipă a fost Metalul Reșița. Dinu Todoran urma să părăsească Unirea doar după desființarea din 2011. În prezent, Dinu este neoficialul antrenor al celor de la Voluntari. Brazilianul Ricardo Villana oferea 4 ani din cariera sa, reprezentând echipa din Urziceni, părăsind această echipă abia în 2010, când mijlocașul era ofertat de către Steaua București. Și desigur, linia de atac, un alt segment desăvârșit. Marius Bilașco juca peste 100 de meciuri în tricoul Unirii și marca peste 30 de goluri. De asemenea, juca și în 5 meciuri pentru echipa națională, însă în anul 2011, la doar 30 de ani, s-a retras din fotbal. Raul Rusescu, posibil cel mai realizat fotbalist din acea echipă legendară. Pe atunci, Rusescu abia se lansa ca un tânăr cu potențial. Cristian Dănălache avea pe atunci 26 de ani. Acum, peste un deceniu, la 36 de ani, are posibilitatea să se întoarcă în epicentrul fotbalului românesc, așa cum evoluează pentru Sportul Snagov, echipă care luptă pentru promovare. Marius Onofrașe a evoluat timp de 4 ani pentru Unirea Urziceni, 4 ani în care a strâns aproape 100 de meciuri și a marcat aproape 30 de goluri. În prezent, Onofrașe se află în staful tehnic al echipei CSM Politehnica Iași.
În următorul sezon, 2009-2010, Unirea se pregătea de Champions League. Noul antrenor al echipei era numit Ronnie Levy. Echipa urma să fie fortificată în modul cel mai serios. Au fost realizate transferuri importante. Rândurile Unirii au fost completate de către Vasilica Maftei, Sorin Paraschiv, Antonio Semedo sau Dacian Varga. În calitate de campioană a României, Unirea Urziceni se califica direct în grupele Champions League, unde urma să dea piept cu Sevilla, Stuttgart și Rangers. Meciul de inaugurare contra Sevilla a fost pierdut cu scorul de 0-2. Atunci, brazilienii Luis Fabiano și Renato decideau soarta confruntării. Al doilea meci s-a desfășurat la București. Atunci, Unirea obținea un punct în meciul contra celor de la Stuttgart. Serdar Tasci deschidea scorul pentru nemți, iar Dacian Varga readucea egalitatea pe tabelă. În deplasarea din Scoția, Unirea pleca după cele 3 puncte. Meciul se încheia cu un categoric 1-4. Două dintre cele 4 reușite au fost autogoluri, de asemenea Marius Bilașco și Pablo Brandan mai înscriau câte un gol. Peste 2 săptămâni, scoțienii veneau în România. Sub prisma unui meci sec, cei de la Rangers deschid scorul în minutul 79, însă cu 2 minute înainte de finalul meciului, Onofraș restabilește egalitatea pe tabelă. Pe 24 noiembrie 2009, în detrimentul tuturor pronosticurilor, Unirea Urziceni producea surpriza și se impunea în fața Sevilliei. Spre finalul primei reprize, Ivica Dragutinović marchează în propria poartă. Așadar, după 5 etape, Sevilla avea 10 puncte, Unirea 8, iar cei de la Stuttgart numai puțin de 6 puncte. În ultima etapă, spaniolii urmau să-i învingă pe cei de la Rangers, care rămâneau pe ultimul loc cu 2 puncte. Astfel, Sevilla își asigură prima poziție. Totul urma să se decidă în deplasarea de la Stuttgart, unde infernul începe din primele minute. Ciprian Marica deschidea scorul, la puțin timp Cristian Traș dubla avantajul, iar Pavel Pogrebneac în minutul 11 făcea ca tabela să arate un categoric 3-0. Imediat după pauză, Semedo reușește să readucă din diferență, însă intențiile Unirii de a egala urmau să se desființeze. Locul 3 în grupele Ligii Campionilor asigura Unirii prezența în 16-mile turneului Europa League. Acolo băieții din Urziceni urmau să dea piept cu Liverpool. După înfrângerea cu 1-0 pe Anfield, urma și înfrângerea cu 1-3 pe Ghencea. Astfel, Unirea își încheia parcursul european. Printre altele, în Liga 1, Lupii din Bărăgan se plasau pe locul 2 la 3 puncte în spatele CFR-ului. Iar în Cupa României, albaștrii au fost eliminați din faza optimilor. Peste un an, echipa urma să se desființeze, iar visul de a mai trăi încă o dată această poveste s-a transformat într-o himeră. Cam atât pentru astăzi. Dați like dacă v-a plăcut, abonați-vă pentru a nu pierde niciun episod de pe canalul nostru și nu uitați principalul, iubiți sportul, pe curând!